Și următoarea comunicare, tot de la același colectiv, prezintă domnul dr. Daniel Dăscălescu. Doza stres de hidrocortizon în timpul operației la pacienții cu risc crescut în chirurgia cardiacă. Trebuie să spun de la început că e un subiect care poate fi controversat. Există numeroase articole pro și contra utilizării de hidrocortizon. Utilizarea lui este îndreptată în special împotriva reacției inflamatorii sistemice care apare invariabil după operațiile pe corp. Toți chirurgii știu lucrul ăsta, cauzele sunt trauma chirurgicală, contactul sângelui cu suprafețele străine, ischemia, reperfuzie după declampare, hipotermia și este direct proporțională cu durata circulației extracorporeale, eliberându-se o serie de mediatori proinflamatori, în special interleuchina 1 și interleuchina 6 și organismul, în mod compensator, eliberând paralel o serie de mediatori antiinflamatori, cum este interleuchina 10. Formele severe de sindrom de răspuns inflamator sistemic sunt un pericol la adresa pacienților. De multe ori acest sindrom este văzut ca o stare premorbidă și cu cât este mai prelungită, este un semn precoce de disfuncție organică multiplă. Pentru a preveni această producție în exces de mediatori inflamatori, citochine proinflamatoare după declamparea aortei, se urmărește o reducere a duratei circulației extracorporeale și eventual administrarea de droguri antiinflamatorii, steroizi, pentru a crește producția de citochine antiinflamatoare. Următor. Ideea a plecat de la un articol la unor autori germani, un articol apărut în 2003, care au utilizat așa numitele doze stres de hidrocortizon, 100 de mg la inducție anestezie, apoi 10 mg pe oră primele 24 de ore, 5 mg pe oră încă 24, 3 ori 20 mg pe zi și 3 ori 10 mg pe zi. Deci, în total, 4 zile de hidrocortizon. Au definit pacienții care sunt expuși riscului de a face o reacție inflamatorie severă și sunt acei la care circulația extracorporeală depășește 97 de minute sau care au fracții de ejecție sub 40%. Sunt pacienții care cel mai probabil vor dezvolta un sindrom inflamator sistemic sever postoperator. Având în vedere aceste lucruri, au definit pacienții ca fiind cei care necesită mai multe grafturi, care necesită o chirurgie cardiacă complexă combinată sau care au o fracție de ejecție preoperatorie sub 40%. Următor. Deci, în articolul din 2003 au urmărit o serie de factori clinici postoperatori și factori biochimici. Concentrația de citochine proinflamatoare, necesarul de transfuzii, durata ventilației mecanice, durata de ședere în terapie intensivă, valori ale pH-ului postoperator. Aveți o listă întreagă aici. O parte din ele am putut să le urmărim și noi postoperator, altă parte nu. N-am putut măsura și noi interleuchina 6 sau alte citochine. Următor. Concluzia articolului din 2003 era că dozele stres de hidrocortizon atenuează răspunsul inflamator sistemic la grupul predefinit, denumit grup de pacienți expuși la un risc crescut și îmbunătățesc prognosticul precoce, adică ei pleacă mai repede din reanimare, sunt sevrați mai repede de pe catecolamine, vasopresoare, fac mai puține complicații, sunt scoși mai repede de pe ventilator, necesită mai puțin sânge. Un alt articol, care este derivat din acest articol, al celorlalți autori din Germania, de la Universitatea din München, intră mai în profunzimile a ceea ce se întâmplă după administrarea de hidrocortizon și măsoară exact nivelele de interleuchină 6 și interleuchină 10. Trebuie spus că interleuchina 6 este un marker al inflamației proinflamatorie, iar interleuchina 10 este un marker antiinflamator. Fac un raport și măsoară raportul după administrarea acelorași doze care le-am pomenit anterior. Concluzia era că administrarea de hidrocortizon atenuează
evoluția raportului interleuchină 6, interleuchină 10 în favoarea unei anti-inflamații și că aceasta scurtează durata suportului catecolaminic, reduce incidența fibrilației atriale și scurtează durata șederii în terapie intensivă. Mai mult, chiar hidrocortizonul are un efect imunomodulator în ceea ce privește raportul acesta interleuchină 6, interleuchină 10, spre deosebire de alte cortizonice, cum este solumedrolul sau dexametazona, în care raportul interleuchină 6, interleuchină 10 după administrarea lor nu este atât de favorabil. În această direcție am căutat să văd ce se întâmplă la pacienții cu risc, să văd care este starea citochinilor proinflamatoare preoperator. Și am găsit o serie de articole, de exemplu în 1996, în Annals of Thoracic Surgery, este un articol care spune că pacienții care au disfuncție de ventricul stâng preoperator au un status proinflamator cu un nivel crescut al citochinilor proinflamatoare și care este mult crescut postoperator. Lucru care este asociat cu o hemodinamică alterată și cu o creștere a incidenței a complicațiilor perioperatorii. Deci există un status proinflamator din preoperator la pacienții care sunt supuși intervențiilor chirurgicale, la pacienții care sunt cu grad crescut de risc. Deci, iertați-mă că vă întreb, puteți prezenta experiența dumneavoastră, că așa până cărți am mai citit și mai putem citi. Sigur. Că asta ne interesează, de fapt, îmi cer scuze, că deja am depășit și pauza de cafea și în sesiunea următoare. Și era o prezentare prevăzută pentru 7 minute. Este început în 2009, în iunie, continuă și în prezent. Au fost incluși în studiul nostru pacienții care îndeplinesc criteriile de pacienți care sunt expuși la un risc crescut, care i-am prezentat anterior. Jumate din pacienți au primit o doză modificată față de studiul german, în sensul că în studiul german ei primesc 4 zile de hemisucinat, la noi primesc doar în timpul operației, adică la inducție 100 de miligrame de hemisucinat și 100 de miligrame pe tot parcursul operației, mai departe. Motivul pentru care am făcut asta este dinamica interleuchinilor din alte studii, care arată că maximul seric de interleuchine proinflamatorii se găsește la aproximativ 3 ore după circulație extracorporeală. Hemisucinatul de hidrocortizon are un timp de înjumătățire de 8-12 ore, deci acoperă și această perioadă de concentrație maximă. Următoare. Un alt studiu asemănător care a studiat dinamica interleuchinilor după administrarea de alte cortizonice arată diminuarea nivelului lor exact la același interval de timp. Următor. Operațiile au fost programate, pacienți cu fracție de ejecție sub 40% sau complexe, monitorizat standard plus minus, monitorizare debit cardiac cu vigileu. Parametrii măsurați, lactat, durata ventilației mecanice, necesarul vasopresor, durata șederii în terapie intensivă, incidența complicațiilor, mortalitate. Loturile sunt comparabile între ele, mai departe. Rezultatele. Necesarul de levosimendam este vizibil, este mai mic la lotul tratat cu hemisucinat față de lotul martor, nivelul de lactat mai mic, necesarul de vasopresor este într-un număr mai mic de pacienți utilizat, durata utilizării noradrenalinei este mai mică decât la lotul martor. Mai departe. Incidența fibrilației atriale este asemănătoare posibil datorită duratei scurte de utilizare a cortizonului. Mortalitatea este ceva mai mică. Bineînțeles, lotul fiind mic, nu poți să tragi concluzii statistice. Este mai mult o senzație. Studiu continuu, în continuare, pentru a aduna un număr suficient de pacienți. Mai departe. Concluzii, efectele par să fie benefice în continuare, cu excepția fibrilației atriale care n-a fost influențată. Nu au apărut alte complicații, nu au apărut hiperglicemia despre care doctorul Michelea spunea că într-un studiu asemănător făcut la dumneavoastră l-a deranjat foarte tare. Și dacă ar fi să o parafrazez, a spus că cel mai bun antiinflamator este pompa scurtă.
probabil că dacă chirurgii s-ar mișca mai repede, ar fi mai puțin nevoie de ilinsulcinate. De aia rămâne în continuare dilema steroizii administrați când trebuie, doza care trebuie și la pacienții care trebuie. Posibil și la chirurgi care trebuie.